Mă numesc Ludmila Sotnic, sunt bibliotecar la Biblioteca Publică din satul Băcsari. Aflând de compania dumneavoastră ASICS, am hotărât și eu, văzând că lumea reacționează, scriu mesaje, să intervin și eu cu un mesaj. Am vrut să descriu cazul care s-a întâmplat cu utilizatoarea noastră, o fetiță care participă tot foarte activ la activitățile de la Biblioteca Publică, Nicoleta Sotnic, care pe 30 august a nimerit chiar în orașul Soroca într-un accident rutier, după care în timp de 3 săptămâni a fost în comă fetița. Am hotărât cu toată echipa, cu comunitatea, să ne implicăm. Auzind de campania dumneavoastră, adică m-am gândit că ar fi foarte binevenit un ajutor pentru procedurile de kinetoterapie, masaj, chiar și același utilaj, adică sunt diferite mănuși pe care fetița are nevoie pentru a îndrepta degetuțele la mână. Nu poate vorbi și paralizie partea dreaptă are. Mânuța dreaptă și piciorul acum puțin o șeput, îl mai greu, dar puțin mișcă. Da. Foarte dureros și pada prostii lui Dumnezeu că e vie, în primul rând. Asta nimeni nu se așteaptă la așa ceva. Trebuie să o întorci, trebuie să ai grijă cu sondă. A fost o lună jumate, am hrănit-o. Și o să fie cum? Totul? Totul ok, totul bine. Acest 5.000 de lei, cred că pentru tratamentul lui Nicoleta să fie mai departe. Prieteni, misiune îndeplinită în cazul Nicoletei Sotnic, eleva de 13 ani, care acum 4 luni a suferit un grav accident. Cei 5.000 de lei vor merge pentru reabilitarea fetei. Să aibă sănătate!